Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Balada Miorița a fost repusă în scenă în comuna Părău. Nu vă închipuiți că a fost vorba de o piesă de teatru, ci chiar de un fapt real. Din colegi de muncă, doi ciobani au ajuns la cuțite. Din fericire însă, în varianta de la Părău, victima a scăpat cu viață. Totuși, bărbatul este internat la Spitalul Județean Brașov, iar starea lui este destul de gravă. Grozăvia a avut loc la o scenă din comuna Părău, unde un cioban de 18 ani l-a înjunghiat pe colegul său de braznă de 36 de ani. Nu știm exact dacă mărul discordiei a fost invidia, așa cum s-a petrecut în Miorița, dar știm exact că cei doi ciobani au băut bine înainte de scandal. Totuși, după cum spune stăpânul oilor, victima a fost cea care a sărit prima la bătaie. Ciobanul cel tânăr a ripostat însă cu un cuțit, iar colegul lui a fost pus imediat la pământ. Au fost anunțați oamenii legii care l-au reținut pe tânărul cioban pentru audieri. Pe fondul consumului de alcool, unul dintre ciobani a aplicat celuilalt două lovituri de cuțit în zona toracică. Victima a fost transportată la spital. În urma expertizei medico-legale s-a stabilit că i s-a pus viața în pericol. Ca urmare, noi l-am reținut pe suspect și l-am prezentat instanței de judecată, care a dispus cercetarea lui în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Bărbatul a ajuns la Spitalul Județean Brașov cu răni grave în zona toracelui. S-a intervenit chirurgical și acum este pe reanimare și necesită supraveghere foarte atentă. Chiar dacă a scăpat cu viață, medicii sunt rezervați în privința stării lui de sănătate. Deocamdată, bărbatul înjunghiat rămâne internat la secția de terapie intensivă.